Salutare! Mulți dintre voi știu că la Lisabona s-a organizat zilele astea test drive-ul internațional cu Dacia Jogger Hybrid. Eu n-am fost invitat și mi-ar fi plăcut să fiu acolo să testez joggerul hibrid, însă colegul meu de la Top Gear, Dan Scarlat, a fost acolo și eu l-am rugat frumos să facă un clip pentru comunitatea mașini cu Lucipopa ca să vedem și noi joggerul hibrid. Evident, undeva prin martie o să-l iau și eu în România să-l testăm, dar era păcat să nu arătăm mașina acum cât timp este fresh. Da, Dan Scarlat are experiență, este jurnalist auto de 20 de ani, l-ați mai văzut în clipul cu Dacia Bigster, l-ați mai văzut în clipul cu Opel Astra și evident a fost și colegul meu la coloana de direcție la Prima TV. Așa că hai să-l încurajăm pe Dan, hai să vedem ce material ne-a pregătit cu Dacia Jogger Hybrid. Și nu uitați, mașini cu Lucipopa, de data asta și cu Dan Scarlat, începe! Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă de 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți face ride sharing. Mașini cu Lucipopa are o flotă parteneră și poți face Bolt, Uber, Black Cab sau Splash. Care sunt avantajele? Păi fii atent aici! Copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisiunului standard și promoții în flotă. Dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696, da, sau intră pe flotabolt.ro, lași numărul tot de telefon și te sună o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la mașini cu Lucipopa și baftă! Salutare tuturor! După cum vedeți, Luci nu e aici cu mine, o să-i ține un pic locul la un test undeva în Sorita și foarte învânturată Portugalie cu noua Dacia Jogger Hybrid. Și acum ce o să vă arăt vouă este care sunt marile diferențe între joggerul normal și joggerul hibrid. Începem cu asta. Let's go. Glumeam sincer că aproape nu e nicio diferență. Adică sincer, aproape nu e nicio diferență. O să vezi că sub jogger scrie hibrid și cam atât. În rest, mașina arată ca un jogger normal. Niciun fel de diferență. O să ne uităm un pic și în portbagaj, pentru că sunt sigur că lumea se întreabă dacă dacă bateria sistemului hibrid mănâncă din spațiu și, e bine, nu se întâmplă nici acest lucru. Bateria este sub podeaua portbagajului, acolo unde stă la varianta normală rata de rezervă și la varianta cu GPL, rezervorul de gaz. Nu avem acces la ea, nu se ridică asta. Planșeul, mă rog, se ridică dacă trage un pic de el, dar nu vrea nimeni să curenteze, glumeam. Este versiunea cu 7 locuri, locurile din spate sunt rabatate, portbagajul a rămas de schimbat, respectiv undeva la cam 500 și ceva de litri, 506 litri, cred, la versiunea cu 7 locuri. Dacă locurile din spate sunt puse, rămân undeva la 130 de litri. Dacă nu există cele două locuri suplimentare, sunt 600 și un pic de litri. Va trebui să facem un test de condus ca să vedem exact care e diferența între joggerul normal și joggerul hibrid. O să-l am lângă mine și pe Dan Damian, colegul meu la acest test, pe care o să-l vedeți și care mă și filmează acum. Salut, Dane! Poți să zici ceva dacă vrei. Nu, oricum nu te auzi, stai liniștit. Așa? Și o să vedem exact de ce Dacia Jogger Hybrid este, sincer, probabil cea mai reușită Dacia care a... Nu, probabil, sigur, cea mai reușită Dacia care a apărut până acum. Bun, proba de drum. Salut, Dan, că acum ai apărut și tu în salut, fața Dan. Camerei. Salut, Dan, salut, Dan. Noua Dacia Jogger cu 2 de ani. Jogger hibrid cu 2 de ani. Bun, practic, e o mașină cu cutie automată și e foarte interesant că asta e cam singura, dacă vrei cutie automată, nu-ți poți lua decât hibrid. Deci o poți privi ca o mașină cu cutie automată, dar cu o opțiune de cutie automată foarte scumpă. Diferența de preț e undeva de 5.000 și ceva de euro față de motorizarea cu GPL de bază la echipări similare. Da, dar asta pentru că ai la pachet nu doar cutia automată, ai și sistemul de propulsie hibridă. Adevărat, adevărat. Și mai mult cai putere. Deci, cum spuneam, 140 de cai putere față de 100 la versiunea cu GPL și 110 la nivelul intermediar, motorizarea intermediară din gamă. Bă, se simte mașina. Mașina pleacă, pornește în modul electric întotdeauna. Cel puțin așa promită Dacia. Sistemul înseamnă complex de un motor termic de 1.6 și 91 de cai putere, un starter generator
Da, de 20 de cai putere. Și un motor electric de 49 de cai putere. Adică are vreo 4 cai putere în plus față de cel de pe spring. Adevărat. Dar și mașina e mult. De fapt, nu știu că e mult mai grea. Spring oricum are o tonă și un pic. Nu, Spring are sub o tonă. Ok. Față de mașinile, față de joggerile obișnuite, să spunem așa, versiunea hibridă are 180 de kg în plus, adică cam greutatea noastră adunată, doi adulți mai solizi. Dar cam asta e tot. Adică în continuare mașina rămâne mai ușoară decât alte modele disponibile pe piață cu 7 locuri. Sau poate chiar și alte hibride de segment comparabil. Da, Dacia a insistat pe chestia asta și chiar a provocat jurnaliștii la prezentarea asta pe care a ținut-o acum, a provocat jurnaliștii să găsească un model hibrid din clasa asta care să aibă greutatea asta. Și noi vă provocăm pe voi, exact, un model hibrid care să fie mai ușor de 1,4 tone. Bun, 140 de cai putere. Nu cred că s-ar simt, nu se simt ca 140 de cai putere dintr-un motor aspirat cu o transmisie manuală. Altfel îi simți. Cumva mașina nu e sporty, bine, nici nu are avea de ce să fie. Că, până la urmă, e o mașină de familie mare, cu ampatament mare, înaltă și care ține loc și de break, și de monovolum, și de SUV, și de tot ce trebuie. 3-in-1, zice Dacia, da, dacă te chinui poți să găsești chiar un pic mai multe utilități, adică ai putea să întreții și o mică afacere probabil cu spațiul pe care l-ai la dispoziție dacă dai banchetele la o parte. Ea pleacă destul de viguros, pentru că pleacă electric, dar nu susține accelerația atât de viguroasă până mai sus, până pe la 100, nu știu. Da, viteza maximă este mai mică decât în cazul motorizării de 110 cai putere. Da, este 167 de km pe oră. 167 de km. În condițiile în care celelalte ating 180. Dar este modelul care accelerează cel mai rapid de la 0 la 100 de km pe oră, dacă vă interesează acest detaliu, respectiv 10 secunde comparație cu 11,2 parcă la motorul de 110 cai putere. 10 secunde la versiunea cu 7 locuri, 9,8 secunde pentru cea cu 5 locuri. Sub 10 secunde. Sub 10 secunde. Una dintre cele mai rapide, da, ce nu? Nu știu exact în cât timp accelerează Dusterul de 150 de cai putere. Dan, dar ce n-am spus noi este că Jogger Hybrid este singurul model Dacia cu tablou de bord digital. Am avut noi o dezbatere dacă și cel de pe Spring e digital. Nu prea e digital. Nu prea arată digital. Așa ca unul digital de la 80, așa. Asta e chiar digital. Da, corect. Și e clar mai evoluat. O să-l recunoașteți de pe la modelele Renault, că e practic același. Da, nu e. N-am găsit să fie foarte configurabil. Poți să alegi să-ți afișeze gen consumul, modul de lucru al grupului motor propulsor hibrid și diverse alte informații. Presiunea pneuri și da, toate chestiile. Așa. Băi, apropo de consum, ia, să-l dau să afișeze. Pentru că, pe lângă faptul că accelerează cel mai rapid dintre toate modelele Jogger, are și cel mai mic consum. Dacia declară un mix de 4,8 pentru 5 locuri și 4,9 pentru 7 locuri. Noi suntem într-un 7 locuri și avem acum 5,2, am avut și 4,8 în condițiile în care am mers în general extraurban. Am avut și porțiuni de autostradă, autostrăzile în Portugalia, unde se desfășoară lansarea, au limită de 120 de km pe oră, deci e de așteptat ca în România, unde de obicei mergi cu 130-140, consumul să fie ceva mai mare. Doar mici porțiuni urbane, dar oricum 5,2. Asta înseamnă că e practic, din punct de vedere al consumului, îți înlocuiește fostul diesel, da, fostul 1.5. Și consumul ăsta nu e obținut de noi în condițiile în care am vrut să obținem cel mai mic consum posibil. Am mers normal, ne-am dat și un pic la mașină, dar nu cine știe ce, am mers absolut decent și absolut normal. Am mai stat și parcată cât am făcut poze și am în timpul ăsta mai pornit și motorul termic, că a mai scăzut bateria. Da, practic n-am oprit motorul când am făcut poze sau am filmat. Deci se putea și mai jos de 5,2, clar. Da. Cred că ăla mic o să fie capabil să facă niște. Uite, îl provocăm acum pe Luci să facă un traseu cu Dacia Jogger când vine în România și să scoată, nu știu, mix sub 4. Ce zici, Luci, de ține? Și facem și un traseu. Fii atent aici. București, Ploiești, pe autostradă, hai să zicem Sinaia și retur pe DN1. Și pe autostradă ai dăm și limită de timp?
Nu, dar să nu meargă cu mai jos de 120 de km pe oră. După aia poate să meargă cum vrea. Hai să vedem dacă scoate sub 4 în condițiile astea. Bun. Ce n-am spus noi, Dane, legat tot de consumul ăsta, este că autonomia mașinii astea duce spre peste 900, cred. Da, 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 când ne-am suit, autonomia era de 800 de kilometri afișată, însă la un moment dat, după ce am mers vreo 100 și mulți kilometri, ne afișa, nu știu, 730, după vreo 150 de kilometri. Da, 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 pentru că probabil se mersese un pic mai tare cu ea înainte. Dar da, face peste 900. Da. Ce ar mai fi de spus? Hai să spunem ceva despre baterie. Da, baterie e mică. Baterie mică, de fapt e atât de mică încât e pusă în locul roții de rezervă. Acolo unde pentru versiunea cu GPL se pune și rezervorul de gaz. Deci exact. Nu, tocmai de asta este exact, oferă același spațiu ca și celelalte versiuni de motorizare. Da. Și bateria mică, dacă tot am zis că e mică, să și spunem cât e, are 1,2 kWh brut și 0,85 kWh net. Deci e chiar mică. E chiar mică, dar își face treaba. Mică, mică, dar voinică. Da, da. Mai vreau să zic că cei de la Dacia au spus că au umblat un pic la suspensii pentru a compensa greutatea suplimentară, dar promit că confortul este similar. Dacă mă întreb pe mine, s-ar trebui să fie chiar un pic mai confortabilă, pentru că da, e mai în general o mașină mai grea e o mașină mai confortabilă. De asemenea, n-au umblat la garda la sol. Da, care e de 156 de mm. Și a rămas, adică a rămas la fel. A rămas la fel. Practic, în afară faptului că va fi în multe situații mult mai silențioasă și că, na, e ca o mașină cu cutie automată, nu îți dai seama că e un hibrid. Este poze, aș fi vrut să accelerez un pic, să vedem dacă se prinde pe cameră zgomotul pe care îl face motorul în ture. E foarte interesant că există un motor cuplat la o cutie de viteze, sunt patru trepte acolo, mecanice, mai există încă două trepte prin care lucrează motorul electric. În fine, diverse regimuri de funcționare, Renault a spus că sunt cam 15 moduri în care are 15 combinații posibile de generare, regenerare, accelerare, în fine, motorul termic poate propulsa mașina în regimul constant de autostradă sau drum extraurban, poate încărca de asemenea bateria, adică dacă nu are nevoie de toată puterea pe care o produce, o parte din ea se poate duce către a încărca bateria. În fine, e destul de complex, nu ai niciun fel de conexiune adică logică între modul în care, nu știu, se comportă neapărat sau modul în care te-ai aștepta să reacționeze motorul când calci accelerația la o mașină normală și ceea ce se întâmplă. Practic, da, motorul zăturează și atât. Da, nu poți controla modul de funcționare. Deci, funcționează. Da, chiar exact. Nu are un mod sport, un mod eco, are un mod eco. Are un mod eco, da. Dar nu are, de exemplu, nu are mod EV prin care să o forțezi să meargă electric. Merge electric doar când simte ea că bateria e pregătită să susțină o rulare electrică, atât. Adică n-ai niciun fel de grijă, nu trebuie să încarci, deci nu e un plug-in hybrid, pur și simplu e un... și foarte important, este un hibrid veritabil, adică poate merge și doar electric față, deci nu este un mild hybrid sau un micro hibrid, așa cum se mai numesc, adică acele... Nu, e un full hybrid. E un full hybrid veritabil, exact cum e Priusul, să spunem, da, care e cel mai cunoscut hybrid și de fapt și cel care a popularizat această soluție și care a ajuns la deja, cred că e a patra generație acum. E un hibrid veritabil, nu este un mild hybrid. Dacia n-are un mild hybrid în ofertă. Nu, da, tocmai a trecut direct la full hybrid. Direct la full hybrid, dar asta în condițiile în care sunt mulți care nu au hybrid full și care se laudă totuși că au mașină hybrid și beneficiază de bonusurile pe care o mașină hybrid, cum ar fi parcat gratuit. Da, la noi nu se face diferența între mild hybrid, full hybrid la programul Rabla. Exact, exact, da. Ce aș fi vrut să accelerez, uite, vorbim mult. Unii o să zică că vorbim prost, sunt sigur de asta. Și acum am nimerit un motorhome. Da, și suntem și pe urcare, da, suntem și sigur chiar pe malul Atlanticului. Nu se grăbește, că scrie Globetrotter, știi? Știți că Globetrotter este agre, merg mult, mult, dar nu se grăbește nicăieri, că vorba aia au un întreg glob de acoperit cu trotterul lor. Bun! Întrebare întrebătoare, merită 5.000 de euro în plus față de
versiunea cu GPL, să spunem. Adică vorbim totuși de o mașină care este făcută să fie utilă în primul rând și să fie prietenoasă cu buzunarul. Din punct de vedere al modului în care se conduce și al consumului, clar merită. Clar, în 5 ani de zile, dacă, nu știu, faci cel puțin 100-150.000 de kilometri, vei salva ceva bani din punctul de vedere al consumului, toate că na, vorbești de GPL. Oricum este mult mai confortabil de folosit decât un GPL, pe de o parte pentru cutia automată, pe de altă parte pentru că mă alimentez oriunde, da, nu trebuie să, duci, să caut special o stație cu GPL. Totuși sunt 5 de euro, asta e întrebarea. Sunt tare curios cum o să vândă mașina. Mașina se alimentează singură, cum ar veni. Da, se alimentează singură. În total prețul este, în preț de bază, 23.700 și ceva, parcă. Da, 23.750. 750. Parcă, nu e puțin pentru o Dacia. Deși mașina este, arată bine, este extrem de rafinată, este polivalentă, foarte utilă. Și dacă tot spuneam noi că nu simțim neapărat o foarte mare diferență la nivel de performanță, e mult mai plăcută de condus decât o manuală, fie ea benzină sau benzină și GPL. Sincer, este cea mai plăcută de condus Dacia. Da. N-am condus nicio altă Dacia până acum care să fie mai relaxantă și mai ușor de condus. Și așa, fără nicio grijă. Chiar mi se pare, excelentă. Excelentă mașina. Oricum, platforma tehnică este minunată la această nouă generație de Logan Sandero Jogger. Excelentă mașină. Dai 23.750, dacă mai pui niște opțiuni, probabil că treci de 25.000 cu ea. Pentru Dacia. Da. Trebuie să... E o gogoașă foarte fierbinte de înghițit. Cu toate că, na, toate prețurile au crescut acum și nu te mai aștept să ții mașinile pe care ți le luai acum 5 ani cu, habar n-am, 17.000 de euro. Dar totuși o Dacia de 23. La banii ăștia, adică la mai puțin bani, cred că îți cumperi Duster cu 1.3 de 150 de cai. Na. Și cu ETC. Cam pe acolo cred că e prețul. 44? Păi nu, dacă e de ce nu e 4x4. Dacă e de ce nu e 4x4. Na. Na, asta e mai bun, mai mare. Poți să-și dormi în ea, cred. Da, da, e SUV și românii preferă SUV. Ăsta e un prec până la urmă. Adică așa-l percep bine, ea e... Ce, e și prec, e și SUV, da, e și monovolum. Da, e și prec, și SUV, și monovolum, da. Poate să fie și dubă dacă te chinui un pic. Păi nu poate să fie dubă. Dacă ai grijă să nu spargi geamul, poți să pui exact, în ea. Exact. Da, da, deci cam asta ar fi. Am uitat ceva, nu cred că am uitat nimic. Noi suntem într-o versiune Expression care nici măcar nu are, sau nici măcar nu are, vreau să spun că trebuie să te duci undeva mai sus în gamă pentru o climatizare automată, dar altfel arată foarte bine acest material textil minunat la bord. Android Auto, Apple CarPlay. Bun, deci îi dăm și o notă? Hai să-i dăm și o notă. Păi, sincer, în afară de preț, care e acea gogoașă mega fierbinte, prea e ce să... Chiar mașina se simte bine. Pentru toți detractorii Daciei, vă recomand să faceți un test drive. Cu o Dacie modernă, de preferabil, v-am zis, Logan Sandero sau Jogger. Deci, are... E cavernoasă mașina, efectiv o... Cavernoasă. Nu e corect? Cavernoasă? E enormă. E mare, da. Aproape da. Mi-au de cou. Știi? Mă uit în oglinda retrovizoare și văd foarte departe este luneta. Foarte, foarte departe. Deci... Na, sigur că... Objecții mirror ar glorsă. Trebuia să fie. Am, nu știu dacă ai neapărat nevoie de tot spațiul ăsta, știi? Dar știi cum e, și dacă l-ai, nu strică. Uite că dar care așa după tine, știi, mă gândesc că... Car, dar nu-l simți. Pentru mulți, motorizarea asta ar fi mai potrivită pe un Sandero Stepway, de exemplu. Știi? Inclusiv pentru mine. Nu aș avea ceva da, spațiu. Da, e adevărat. Dar probabil că o să existe. Alte noutăți o să o găsim cu siguranță și pe noul Duster, care va apărea în...
Se trimestru 4? Da, spre sfârșitul anului va fi prezentat, dar nu va fi la vânzare decât începând cu anul viitor. Bine, cum încheie Luci ăsta, mă, episoadele? Că nu știu, ce mai... Eu cu atât mai puțin știu. Tu nici nu te-ai uiți la el, nu? Mă, foarte nici rar. Nici nu știu ce cauți aici. Da, bine, mulțumim și ne auzim cu proxima ocazie. Bye, bye. Salutare. Așa, ne mai luăm o dată la revedere de la voi, pentru că n-am dat încă nota aia și am zis totuși după câteva dezbateri să mergem către un 8, pentru că este cea mai reușită Dacia de până acum și pentru că în ciuda prețului destul de mare, chiar e o mașină excelentă. Spațiu, design sincer, economie și că e la mod acum ecologie. Și ecologie, da? Și... Da, ăsta e motivul pentru care am ajuns la nota 8. Dacă nu era preț la nivelul ăsta, cred că primea chiar mai mult. Așteptăm nou Duster sau chiar Bigster pentru o notă mai mare. Da. Duster, cred. Duster, tu da. Pariz pe Duster. Da. O vedem în toamnă. Gata, pa!